împlinit. Da, eu așa simt, că probabil că voi părăsi această țară, pentru că mi-am făcut misiunea cu țara aceasta. Cine mă cunoaște știe foarte bine cât, mă rog, câte posturi țin eu pentru țara asta, câte lumânări am aprins și așa mai departe. Consider că mi-am încheiat misiunea, într-un fel sau altul, cu această țară. Dar poate țara n-a terminat conturile cu tine. Asta vom trăi și vom vedea, că poate cine știe, vine așa din senin vreo... Pentru picior ai rezolvat, totul e bine? Dă-te-a mușcat coralul ăla rău? Deci vreau să spun că încă mai am semnul ăla aici, dar uite că merg pe tocuri, așa că sunt bine. S-a revenit, gata. N-ai mai mers pe tocuri cât? Nu am mai mers, o lună jumătate. Acum ești înaltă, nu se pune la tine. Bine, eu am 1,81 m. Adică înțelegi? Naturelă, fără nimic, adică, da. Că ne complexează. Am 1,81 m fără tocuri, dar... eu cred că acel coral m-a rănit un pic, pentru că a fost vina mea. Am avut un atac de panică în mijlocul oceanului, am avut senzația că nu pot să respir, am lăsat picioarele în jos și atunci normal că... Păi da, tu acolo nu erai că să te relaxezi? Păi da, dar eram dusă să văd niște pești în... Și te-a speriat peștele? Nu m-a speriat peștele, neștiind să not, pentru că eu nu știu să not, știi? Și atunci cu tot, cu vestă, cu mască, cu absolut tot am avut o frică. Ai vezi? Făcut snorkeling, cum s-a... Da, snorkeling. Snorkeling, da, dar tot mi-a fost frică cumva și frica, uite unde a adus, pentru că, na, asta este. E bine că, într-un fel sau altul, am venit acasă și am mai stat vreo lună cu picioarele în sus. Foarte bun. Nu e rău să stai cu picioarele în sus, să fii servită, nu? Servită, clar, deci nu puteam să fac un pas, mă durea foarte tare. Dar tu și aveam întorsă și la pat în piciorul celălalt. Cu aceeași ocazie? Nu, cu ocazia anterioară. Dar n-ai fost tu odată anul trecut cu piciorul în pioneze? Țin minte că... Ba, am fost... Ai o plată karmică cu picioarele, doamne. Eu nu cred că am o plată karmică, eu cred că m-am lăudat prea mult timp că nu am... pății nimic din punctul ăsta de vedere. Și atunci am zis, ia stai puțin. Și la un moment dat au venit toate, frate, deci unul după altul. Coatele, amândouă coatele, genunchiul, laba, deci a fost... Dar până la 30 și... până la aproape la 40 de ani, eu nu am avut nicio ruptură, nicio întorsă, nimic. Deci nu, deci nimic. Bun, atunci te mai țin 2 minute. Deci vreau să vă spun că momentul în care am vorbit cu ea, astăzi ea se pregătea să aibă grijă de fată. Ea trebuie să fie cu învățatul, ea trebuie să fie, adică tu ești un fel de antrenor. Sunt acum. Sunt un fel de... coach. Ce ești? Da, ce ești? Mai rău. Adică? Sunt un fel de muma pădurii, nu știu. Un fel de cardia. Nu cred. De crede, ce? Mă. Nu prea... Pentru că are nevoie de ești disciplină. Ești dură. Nu cred. Păi și cum o să aibă ea disciplină singurică, singura Viorică Viorea până în Anglia? Asta este treaba ei, după aceea își asumă. Dar acum, eu ca părinte, pentru că este în timpul bacalaureatului, e necesar ca eu să fiu cu gura pe ea. Deci copilul doarme la ora asta, nu? Teoretic, da, am lăsat-o dormind. Practic, o să mai vedem. Doamnelor și domnilor. Pentru că mâine are examen. Mult succes! Ținem pumnii. Ținem pumnii. Să fie bine. Îmi doresc de la ea, în afară de faptul să pice pe subiect, să se și încadreze în timp. Astea, fetițele astea ale mele două au aceeași problemă ca și mine. Suntem prea lungi. Lungi din toate punctele obiect, de vedere. Adică, nu Rita. Lungi. Dar din toate punctele de vedere sunt lungi, ca o picioare lungi și sunt da, alte... Da, normal, ai văzut? Da, doamnelor și două domnilor. Frumuseți. Trei frumuseți. Îi ținem pumnii Ritei, mulțumim pentru colegul de aici din dreapta mea. Exact, și stați să vedeți ce urmează după scurtă. După un teaser de câteva secunde.